Parcă spuneam și ceva mai mult entuziasm în tribune după victoria UTEI la CFR. Ce? Este șut într-adevăr, gol! Greșește Jima, inexplicabil! 2-0 pentru UTA din minutul 38. Ce ușor primește acest gol Petrolul. Este pentru prima dată când UTA înscrie, când Petrolul primește două goluri într-o repriză în acest sezon. Jima greșește, Câmpanu profită, 2-0 așadar pentru Arădeni. Niciodată de asemenea în acest sezon UTA nu a înscris mai mult de un gol într-un meci pe teren propriu. Cred că este și primul gol marcat de Câmpanu în această stagiune pentru UTA. Da, este prima reușită, așadar ultimul gol marcat.